Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi, 28 august, vine cu pronosticuri din La Liga, Superliga și un meci de tenis de la Australian. Open. Dragi prieteni, haideți să vorbim despre pontul zilei în primul și în primul rând avem Hetafe Alaves și noua echipa lui Yanis Hagi dar așa cum vă spuneam și în anii precedenți, Hetafe este una, poate chiar cea mai dură echipă din lume, atenție, nu doar din Europa. O echipă care faultează foarte mult, foarte agresivă mai ales de la reîntoarcerea tatălui său spiritual Bordalas, fostul antrenor care între timp plecase, dar s-a întors. Așadar, a, cred că sunt bani pe jos aici la capitolul faulturi, mai multe faulturi comise de Hetafe, care în acest sezon are o medie de 20 de faulturi pe meci comise. 1.60, pontul zilei, da? Hetafe, mai multe faulturi. Continuăm cu un duel la specialele de la dueluri din Superliga României. Este vorba despre duelul mijlocașilor Rareș-Pop. Anderu de la UTA și Florinel Coman de la FCSB. Aici un alt pariu extrem, extrem de interesant. și Pop este preferat de Mircea Rednic pentru că este Anderul cel mai de calitate din echipa UTEI, dar foarte important, niciodată nu termină meciul ca titular. Tot timpul joacă undeva 50 de minute, 4-5, Media lui, una peste alta, este de 63 de, de minute pe meci a început 5 din 5 meciuri ca și titular. De partea cealaltă, Florinel Coman nu mai are nici, nicio prezentare, este titular de bază la FCSB, poate chiar și capitan de multe ori a fost menajat în acest start de campionat pentru a juca și în cupele europene și în campionat să-l aibă proaspăt, dar media lui chiar și așa este de 69 de minute pe match. Singer mă aștept să termine acest, acest, duel cu UTA pe teren și cred că foarte, foarte bine ar fi să mizăm aici pe Florinol Coman fiind jucătorul cu mai multe minute pe teren iar cota este excelentă 1.50. Și ultimul meci de pe bilet este vorba despre un meci de tenis de la Australian Open. Elena Ostapenko, Jasmine Paolini, total aș peste 2.5 în dreptul lui Ostapenko, care în acest sezon servește în medie cel puțin 3.9 aș pe fiecare joc. Drept urmare așa arată biletul zilei, dragi prieteni, cei care vreți să mizați aveți din mare grijă, pareați responsabil, pareați cu cap, dar mai ales pareați doar atât cât vă permite să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.